Președintele are trei lucruri mari și late din punctul meu de vedere de făcut. Asta e accepțiunea mea, asta e așteptarea mea. 1. Să pună ordine, dacă nu cumva socotește că ordinea actuală și de mulți ani încoace e corectă, să pună ordine în funcționarea instituțiilor statului român. Nu mă refer aici doar la instituțiile militare, la servicii de informații. Nu mă refer aici la parchete, deși cu astea trebuie început. Mă refer la toate instituțiile, instituțiile de educație, din sănătate, din ordine publică, tot ceea ce dumneavoastră... Aveți aceea senzație că statul e nefuncțional? Da, și mai mult decât atât, am spus că te doare inima când vezi cum societatea românească a crescut. Da. În ciuda, nu cu sprijinul statului, și este peste. Deci, după părerea mea, prima misiune, principala misiune a viitorului președinte al României va fi să aducă statul cât mai aproape de nivelul actual al societății. De ceea ce înseamnă așteptările, activitățile, acțiunile și valorile pe care din ce în ce mai mulți oameni le vehiculează, le servesc, le construiesc în societate, în ciuda, de multe ori, în ciuda a ceea ce face statul pentru ei. Aceasta este o chestiune. A doua este politica externă. Și de câteva rânduri de alegeri încoace, deci după consensul de la Znagov, da? Că să nu-l uităm. Păi nu-l uităm. Eu am fost am petrecut tinerețile. În critica lui Ion Iliescu, nu eram un personaj așa de vizibil, dar care a fost mult mai dură decât critica la Traian Băsescu. A fost primii ani 90, până la jumătatea anilor 90, da. A fost o luptă pe viață și pe moarte, în termen de campanie politică. Da. Că totuși, compromisul de la Znagov a fost o realizare politică semnificativă pe care acel președinte, în mandatul său, a făcut-o. Și de atunci încoace, mai vorbim despre politică externă ca și cum această chestiune ar fi rezolvată. Da, suntem în NATO, suntem cu americanii, suntem în Uniunea Europeană și foarte bine. Bun, și ce facem? Nu mai e suficient. În primul rând, că orientarea pro-occidentală a României trebuie relegitimată, reexplicată, reargumentată. Pentru că avem un segment din populația României care nu mai este atât de convins, atât de încântat, atât de dedicat. Ori datoria unui președinte al tuturor românilor, care sper să fie unul pro-occidental, este să explice încă o dată, în termeni convingători și adaptați la actualitate, de ce noi trebuie în continuare să jucăm această carte cu toate costurile, cu toate dificultățile, și cu toate aventurile de existență globală pe care le presupune noua conflagrație mondială. Pentru că noi suntem într-un război mondial, slavă Domnului, încă nu la scară militară, dar suntem într-un război. De valori, de propagandă, de ce vreți. Asta cu încă. În al doilea rând, un om care să, dincolo de ceea ce explică populației, să conducă politica externă iarăși cu toate instituțiile și cu toți oamenii aferenți, încât noi să fim mult mai mult decât am fost, nu pe hârtie, ci realitate, niște oameni de a căror voce, de a căror opinie, de a căror poziție se ține cont. Și în NATO și mai ales în Uniunea Europeană. Adică aceste lucruri nu vin de la sine. Și se vede clar că nu au venit de la sine în toți acești ani. Îmi pare rău să o spun, chiar îmi pare rău. Eșecul lamentabil campaniei Iohannis, secretar general NATO, ne-a arătat cum ne putem raporta la cel mai înalt nivel la o temă de politică externă și de imagine. Dacă tot ați adus în discuție de mare greutate. Asta, și în fine, ca să închei ideea, sigur, deci președintele, statul, funcționarea statului, nu taxe, nu impozite, nu politici care sunt apanajul Parlamentului și Guvernului, ci funcționarea instituțiilor, fiecare la locul ei. Serviciul de informații se ocupe de informații și nu de politică internă și așa mai departe. Parchetele, în fine, să avem, să redobândim încrederea. Am ieșit la pensie tot sperând. Că și dacă suntem oameni politici sau sunteți oameni politici sau oameni de afaceri sau oameni semnificativi, puteți avea parte de o justiție fără tămbălău și fără erori, ca să le spun, doar erori,
fără grave nedreptăți, pentru că ele s-au întâmplat. Cineva trebuie să facă un bilanț la un moment dat pentru astea. Și al treilea lucru, să fie un comunicator care își asumă această mediere abandonată sau poate niciodată exercitată de un președinte al României cu adevărat între stat și societate.